Mă uitam, apropo, că de acum sunteți în coaliție cu cei de la PNL oficial, cu cei de la USR Plus și UDMR și vedeam o postare a domnului Dacian Cioloș, nu știu dacă ați apucat să o vedeți, care spune că este nemulțumită în privința numirii domnului Câmpeanu la educație, numirea PNL la educație. Cum comentează PNL? Păi... Sunt câteva lucruri care sunt importante. În momentul în care am stabilit că fiecare ministru, fiecare partid își numește miniștri și decontează modul cum îi numește și activitatea lor, cred că nu e treaba domnului Cioloș care sunt miniștri numiți de PNL. Pentru că am pornit într-o coaliție stabilind niște principii și cred că este și neelegant să ieși să faci comentarii de genul ăsta în afara coaliției. Dar domnul Cioloș și colegii domniei sale mai fac lucruri de genul ăsta și din timpul negocierilor au ieșit diverse lucruri. Deci e o chestiune în care domnul Cioloș se pricepe foarte bine. În ceea ce privește numirea domnului Câmpeanu, domnul Câmpeanu este un profesor universitar respectat, e rector, este președintele conferinței rectorilor, este fost ministru al educației, este fost prim-ministru interimar, este un om care se bucură de un foarte bun prestigiu în zona universitară și am convingere că va fi un foarte bun ministru al educației. Fără îndoială, orice personaj care exercită o funcție importantă în politică are și critici. Nici domnul Câmpeanu nu putea fi în afara acestei critici. Domnului Câmpeanu îi se reproșează, în mod incorrect, că datorită faptului că domnia sa n-ar fi făcut nu știu ce lucruri, lupta antiplagiat nu ar fi avut succes la un moment dat când domnul Câmpeanu era ministru al învățământului. Vreau să vă spun că după domnul Câmpeanu au fost nu știu câți miniștri. Lucrurile nu s-au schimbat fundamental. Ceea ce denotă că nu depindea de domnul Câmpeanu rezolvarea acestei probleme. Pentru că domnul Câmpeanu se reproșează faptul că ar fi avut o gândire de genul renunț la doctorat, se închide problema. Bun. Dacă o luăm în zona finanțelor, în zona evaziunii fiscale, există teorii care spun banii cu care e prejudicat statul vii și dai și te scăpăm de răspunderea juridică penală. Sunt unii care cred că e bine așa. Sunt alții care cred că nu e bine. Una peste alta, atâta timp cât cele două păreri se vor, vor dialoga și vor dezbate, nimeni nu dă banii și prejudiciul la buget persistă. Teoria domnului Câmpeanu mergea pe rațiunea că o persoană care, știind că are o problemă în ceea ce privește doctoratul, vine și predă titlul fără să mai răspundă, rezolvă din capul locului foarte multe probleme care altfel se vor rezolva în momentul în care cei care descoperă, în special din zona presei, din zona ONG-urilor, anumite lucruri de acest gen, le vor face publice. Și era o ipoteză care, în opinia domnului Câmpeanu, era avantajoasă, pentru că ducea la curățarea mediului universitar foarte repede și fără foarte multe complicații. Bun, pot fi și păreri contrare. Cea a domnului Cioloș, de exemplu, că mi se pare foarte surprinzător, că, cum ați spus și dumneavoastră, n-am văzut reacții de la PNL vis-a-vis de miniștrii propuși de USR Plus. Nici nu o să vedeți, pentru că PNL știe să fie un partener loial, iar un parteneriat loial înseamnă să discuți lucrurile în interiorul coaliției. Nu să ieși în presă și să pui presiune. Din acest punct de vedere plecăm puțin cu stângul, nu? În această relație. Domnul Cioloș, nefiind membru al guvernului, sper că miniștrii USR Plus învață din aceste întâmplări și nu o să le repete. Sper să colaboreze loial atât cu ceilalți colegi miniștri din PNL și UDMR, cât și cu ministrul domnul Cățu.